Florin Chilian. Așteptăm puțin să se încălzească lampa. E cu pele 500 de aici. Nu glumesc, de data asta e... Mă întrebau copiii aici pe... Cum v-am spus, să încălzi lampa. Întrebau copiii pe hol ce o să cânt și am spus că am să cânt ultima, e ca o promisiune, ultima mea piesă, Împodobește mamă Bradu. Nu știu dacă o să-mi iasă. Sunt adorabil copii. Încă o dată vă mulțumesc pentru ei, pentru ce reușiți să faceți aici alături de ei, pentru că eu cred că în situația în care va urma ceva bun vreodată, va pleca de aici, din comunitate, indiferent cât de mici comunitățile acestea, doar că cu cât mai multă inimă, cu atât mai bine. Și cum este doamna Matei Ungeru, pe care îl știu de mult, de mai bine de 10 ani, că se ocupă cu lucrurile astea, vă mulțumesc încă o dată pentru că se întâmplă copii care să țină de voluntariat. Este din ce în ce mai greu, cu toții știm asta, nu vă spun un mister, cu atât mai prețioasă implicarea lor și a dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și pentru că suntem într-un teatru, aș vrea să încep cu un cântec care are cumva legătură cu zona asta care mi s-a apropiat cumva. Piesa se cheamă Un arici pe un câmp de maci și este o poveste despre cărți. Între grabă, între treabă, cărțile. Între urlet, între scrâșne, cărțile. Un arici pe un câmp de maci. Nebunia zilei latră, piatră împietrită, piatră, un arici pe un câmp de maci. Cărțile, ferestre în ziduri, pentru toți, un arici pe un câmp de maci. Cărțile, ferestre în ziduri, cărțile,